Completarea cererilor unice de plată se realizează pe site-ul Apia. Mai sunt câteva zile în care fermierii mai au timp să depună cererea unică de plată ca să beneficieze din 16 octombrie de subvenții fără penalizări. În 17 mai se încheie, este data finală pentru înregistrarea cererii unice de plată, a precizat ministrul Adrian Oros. Documentele care se atașează la dosarul cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia se transmit prin mijloace electronice către centrele Județene sau locale apia, documentele necesare sunt copia după actul de identitate, certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, certificatul de înregistrare fiscală și dovada unui cont bancar activ. Reamintim că se va completa o singură cerere unică de plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe, au transmis recent experții apia nu de mult. Informațiile detaliate pentru accesarea fiecarei scheme de plată sau măsuri de sprijin, inclusiv hărțile și listele cu AT-uri eligibile, pot fi consultate la centrele APIA și pe site-ul agenției.